împărtășirea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Fraților preiubiți, în această noapte preasfântă, în care Domnul nostru Iisus Hristos a trecut din moarte la viață, Biserica îi cheamă pe fiii săi, răspândiți în lumea întreagă, să se adune în priveghere și rugăciune. Dacă vom comemora astfel Paștele Domnului, ascultându-i cuvântul și celebrându-i tainele sfinte, vom avea speranța de a fi părtași de biruința Lui asupra morții și de a trăi împreună cu El în Dumnezeu. Să ne rugăm! Dumnezeule, care prin Fiul Tău ai dăruit credincioșilor flacăra luminii Tale, sfințește acest foc nou și prin aceste sărbători ale Paștelui, înflăcărează-ne de dorințe cerești, ca să putem ajunge cu inimi curate la sărbătorile luminii veșnice. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Hristos, ieri și astăzi, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Ale Lui sunt timpurile și veșnicia. A Lui este mărirea și puterea pentru toată veșnicia. Amin. Prin rănile sale sfinte, glorioase, să ne păzească și să ne ocrotească Hristos, Domnul nostru. Amin.
lumina lui Hristos, care învie plin de mărire, să risipească întunericul inimii și al minții. Lumina lui Hristos. Lumina lui Hristos. Mulțumire lui Lumina lui Hristos. Asupra mea strălucirea luminii sale,
ca să pot cânta lauda acestei sfinte lumânări. Este noapte.
puterea sfântă a acestei nopți, șterge fără de legile, spală orice vină. Celor căzuți în păcat le redă nevinovăția, celor întristați bucuria. Stinge dușmăniile, aduce înțelegerea, frânge silniciile. O noapte cu adevărat fericită, Tu ești aceea care ai împăcat cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul. În această noapte a Harului, primește, Părinte Sfânt, ca jertfă de seară această cântare de laudă și flacăra acestei sfinte lumânări, pe care ți-o oferă Sfânta Maică Biserică prin mâinile noastre. Iată cu adevărat înțelesul acestei lumânării pascale, pe care am aprins-o în cinstea lui Dumnezeu de la focul binecuvântat. Deși flacăra ei a fost împărțită la atâția, ea nu și-a pierdut nimic din strălucirea sa. Te rugăm așadar, Doamne, fă ca lumânarea aceasta sfințită în cinstea numelui Tău să lumineze fără încetare, ca în această noapte să risipească întunericul. Primește-o ca pe o jertfă plăcută ție și fă-o să strălucească împreună cu luminile cerului. Să o găsească încă aprinsă luceafărul dimineții, acel luceafăr care nu apune niciodată, adică Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, care ridicându-se glorios din mormânt și a revărsat strălucirea asupra neamului omenesc și care viețuiește și domnește acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse și, iată, erau foarte bune. Citire din Cartea Genezei. La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul și i-a zis Dumnezeu să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră și să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerului, peste animale, peste tot pământul și peste toate reptilele care se târăsc pe pământ. Și l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat. Bărbat și femeie i-a creat. Și i-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis, fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate ființele care se târăsc pe pământ. Și a zis Dumnezeu, iată, v-am dat toată iarba care face sămânță de pe toată fața pământului,
și tot pomul ce are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor ființelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor animalelor care se târăsc pe pământ, care au în ele suflare de viață, le dau toată iarba verde ca hrană. Și așa a fost. Și Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse. Și, iată, erau foarte bune. Cuvântul Domnului. Liniște pământul de bunătate. S-au cufundat în adânc ca opia.
bine și sufletele voastre se vor desfăta din veșnic. Plecați-vă urechea și veniți la mine. Ascultați și sufletele voastre vor trăi. Voi încheia cu voi o alianță veșnică, după bunătatea de neclintit față de David. Iată, l-am pus ca martor pentru popoare, principe și conducător pentru neam. Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoșteai și un neam care nu te cunoștea va alerga spre tine, de dragul Domnului Dumnezeului tău, al Sfântului lui Israel, care te-a glorificat. Căutați-L pe Domnul cât timp se lasă găsit. Chemați-L cât timp este aproape. Să-și părăsească nelegiuitul calea sa și păcătosul gândurile sale. Să se întoarcă la Domnul și El se va îndura de ei, la Dumnezeul nostru, căci El este măliminos în iertare. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Oracolul Domnului. Cât de înălțate sunt cerurile față de pământ, la fel de înălțate sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci așa cum ploaia și zăpada zboară din ceruri și nu se întorc acolo fără să ude pământul, și să-l facă să rodească, să încolțească și să-i dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, la fel va fi cuvântul meu care a ieșit din gura mea, nu se va întoarce la mine în mod zadarnic. Fără ca să facă ceea ce îmi place și să aibă succesul pentru care l-a trimis. Cuvântul Domnului. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Iată, Dumnezeu este mântuirea mea. Sunt încrezător și nu mă voi.
Dumnezeule atotputernic și veșnic, speranța unică a lumii, care prin cuvintele profeților tăi ai vestit tainele ce se împlinesc în vremea de acum, sporește râvna poporului tău, pentru că nimeni dintre cei care cred în tine nu poate înainta în virtute fără puterea harului tău, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Gloria in excelsis Deo. Să-ți slujim în curăția inimii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Nu știți că noi, toți care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez, în moartea Lui, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. Căci dacă am fost împreună sădiți într-o moarte asemănătoare cu a Lui, la fel vom fi și în înviere, știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, așa încât să nu mai fim sclavii păcatului, fiindcă Cel care a murit a fost eliberat de păcat. Dar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, știind că Hristos cel înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Când a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Dar acum este viu. El trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi,
Considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vii pentru împărăția Domnului în Hristos Iisus. Cuvântul Domnului. Dreapta Domnului m-a înălțat, nu voi muri, ci voi trăi.
După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să vină și să lungă. Și dinți de dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt când soarele abia răsărise și ziceau una către alta, cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt. Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită, deși era foarte mare. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat cu o haină lungă albă și au fost cuprinse de spaimă. Dar el le-a zis, nu vă înspăimântați, îl căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul în care îl puseseră, dar merge și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus el. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Luați-vă. Ucernici și părinți, iubiți credincioși, iată-ne în această noapte preasfântă, noaptea Sfintelor Paști, noaptea care este deosebit de frumoasă, indiferent de cum este vremea afară. Noaptea aceasta a luminii, noaptea aceasta a credinței, noaptea aceasta a bucuriei pascale în Hristos. După ce timp de 40 de zile ne-am pregătit în timpul postului mare, după ce am parcurs de multe ori drumul crucii și ne-am rugat, cum spuneam aseară, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfânta învierea ta o lăudăm și o preamărim, pentru că prin lemnul crucii a venit mântuirea, bucuria în lumea întreagă. Dar este un proverb latin care spune că finis coronat opus, adică sfârșitul încununează lucrarea. Și vedem care este sfârșitul lui Iisus. Nu este suferința, nu este moartea, dar este învierea. Vedem biruința lui Hristos asupra păcatului, asupra morții, asupra diavolului. Și de aceea, iată, suntem îndemnați la această bucurie, bucuria pascală care ține mult timp. Începe noaptea aceasta și se termină de Rusalie. Așadar, 40 de zile până la înălțare și încă 10 zile de la înălțare la sărbătoarea Rusaliilor. Așadar, 50 de zile în care este această perioadă ca o zi și mai ales miezul sărbătorii nu este numai în noaptea aceasta, doar, dar și toată săptămâna luminată de mâine de duminică și până în Duminica Albă, Duminica Tomei. Când în fiecare zi vom spune, se va repeta înainte de Sfânta Evanghelie, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne înveselim întrânsa. Așadar, suntem îndemnați la această bucurie pascală, la această bucurie în Domnul, la această bucurie pe care lumea nu o poate da.
La această sfântă liturghie, de fapt unica dintr-un întreg an bisericesc liturgic, ea are patru părți. Prima parte, așa cum ați putut observa, a fost liturgia luminii, a focului. De la focul binecuvântat s-a aprins lumânarea pascală, de la lumânarea pascală am aprins celelalte lumânări, începând de la preoți și toți cei care suntem prezenți în Sfânta Biserică. Am aprins lumânarea aceasta pentru că lumânarea pascală este simbolul luminii lui Hristos. Ne aducem aminte că El a spus: Eu sunt lumina lumii. Dar a adăugat ce a spus ucenicilor și ne spune și nouă, fiecăruia în parte: Voi sunteți lumina lumii. Așa să lumineze, să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzându-i faptele voastre bune, să-L preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Se spune că atunci când cineva este pe patul de moarte, este bine să îi se aprindă lumânarea. Și unii chiar fac o tragedie mare că moare fără lumânare. Eu aș putea să spun în felul următor. Și așa este de fapt învățătura Sfinților Părinți. Dacă ești pregătit sufletește, ești spovedit, împărtășit, ai primit Sfintele Taine, chiar dacă nu ai nicio lumânare, nu este nicio nenorocire. În schimb, dacă nu ești pregătit, ești încărcat cu păcate, poți să ai nu o lumânare, nu 10, dar milioane de lumânări la cap nu îți folosește la nimic. De aceea, lumânarea aceasta este un simbol al luminii pe care trebuie să o purtăm în suflet, lumina lui Hristos, lumina Harului Sfințitor. Și atunci, într-adevăr, are logică ca omul să aibă o lumânare aprinsă, pentru că simbolizează că este și în ordine sufletește, în fața lui Dumnezeu, a conștiinței proprii, dar și a oamenilor. Apoi, partea a doua este liturgia cuvântului. Am ascultat cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Ne-am așezat în reculegere și am ascultat și din Cartea Genezei și apoi am văzut și trecerea din Cartea Exodului, trecerea prin Mare Roșie ca pe drum uscat și apoi din profetul Isaia în care era invitația: veniți să luați apă. Chiar dacă nu aveți cu ce plăti, veniți și luați. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu din Sfântul Apostol Pavel și apoi, mai ales, cuvântul din Sfânta Evanghelie a Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, de fapt, este un cuvânt care ne arată că omul care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, acest chip din sufletul omului a fost terferit, a fost profanat prin păcat. Și iată că omul n-a rămas de izbeliște și a venit Mântuitorul pentru ca să ne spele de păcat, pentru ca noi să fim izbăviți. Și am văzut trecerea prin Marea Roșie și eliberarea din robia Egiptului. Dacă evreii sărbătoreau la Paști, că în limba ebraică Pesach înseamnă trecere, dacă ei au trecut de la robie, de la sclavie, la libertate, dacă au trecut prin Marea Roșie, dacă trebuiau să celebreze Sfintele Paști, cum am văzut în Joia Mare, cum era ritualul prescris în Agadah, în Sedar, e bine, iată, noi, mai mult decât evreii, nu trecem de la o robie umană la o libertate umană, ci trecem de la moarte la viață, de la păcat la har. Trecem, așadar, de la întuneric la lumină, trecem de la sclavia păcatului și a diavolului la libertatea fiilor lui Dumnezeu. Și de aceea, Sfintele Paști, bucuria Învierii, este pentru fiecare creștin motiv de a fi în așa fel încât să-și pună problema dacă are în suflet lumina lui Hristos, dacă trăiește după cuvântul lui Dumnezeu, dacă face această trecere, adică acest paște, de la moarte la viață, de la păcat la har. Și apoi urmează, vom vedea a treia parte, liturgia
când se va sfinți apa. Apa de botez. Apa care se sfințește în această noapte, toate botezurile care vor fi în perioada pascală, vor fi, într-adevăr, toți copiii sau cei care vor primi botezul, vor primi cu această apă sfințită în noaptea de înviere. Și apoi, în timpul când se va face binecuvântarea apei, vom avea și litania tuturor sfinților, arătând că noi, cei de pe pământ, ne unim cu sfinții și aleșii lui Dumnezeu și ne unim cu ei pentru a-L cinsti, a-L lăuda, a-L binecuvânta pe Dumnezeu. Și de a-I mulțumi Mântuitorului Hristos care, prin moartea și prin cruce, a trecut la viață, la înviere și la har. Și cum spunea tot latinul, per crucem, ad lucem, prin cruce la lumină. Și am cântat mai înainte, când a fost preconul pascal, lauda lumânării pascale și se spunea așa de frumos, tresaltă de bucurie toată făptura, tu pământule care ești înveșmântat în atâta lumină. Bucură-te, pentru că ai primit harul să ai un răscumpărător așa de mare. Și era cumva, se spunea, fericit păcatul, fericită vină care a avut parte de un răscumpărător atât de mare, că degeaba am fi fost creați dacă n-am fi fost răscumpărați. Iată așadar, noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar apoi am fost recreați, adică răscumpărați, adică mântuiți prin patima, moartea și învierea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Așa cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe însuși Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și atât noi vom reînnoi făgăduințele de la botez cu lumânările aprinse și ne vom lepăda de satana, de păcat, de răutate, de trufia lui și apoi vom mărturisi credința în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în Sfânta Biserică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Așadar, iată, apoi, ca un legământ pe care îl avem cu Domnul, vom fi stropiți în amintirea botezului nostru și se va cânta, am văzut apă izvorând din partea dreaptă a templului. Și la toți aceia care a ajuns această apă, vor fi mântuiți și vor cânta mereu, Aleluia, Aleluia. Dacă în timpul postului mare nu s-a mai auzit niciodată acest cânt, Aleluia, iată acum, în noaptea de înviere, dar și în timpul pascal va fi o abundență de Aleluia, care înseamnă slăvit să fie Domnul, laudă să-I aducem lui Dumnezeu. Și ultima parte este liturgia eucaristică, atunci când vom putea, cei care s-au spovedit, vom putea să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Spuneam în Vinerea Mare că atunci când Iisus a murit pe cruce, a venit soldatul și i-a străpuns coasta lui Iisus și din coasta lui Iisus, din inima lui Iisus, a ieșit apă și sânge. Apa care este simbolul curățirii, simbolul botezului și sângele care este simbolul jertfei al sacrificiului, simbolul Eucaristiei. Eucaristie care se celebrează pe Sfântul Altar și care este cea mai mare comoare, Sfânta Liturghie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o. N-a spus ucenicilor Săi când Iisus a făcut minuni la nunta din Cana Galilei, a schimbat apa în vin. N-a spus, faceți aceasta în amintirea mea. N-a spus atunci când a înmulțit pâinile în pustiu. Nu le-a spus nimic. Apoi nu le-a spus când a făcut alte minuni. Dar la cina cea de taină Iisus a spus, după ce a schimbat apa în vin, când a schimbat vinul în sângele Său și pâinea în trupul Său preasfânt, atunci a spus, faceți aceasta în amintirea mea. Și se reînnoiește această jertfă pe Sfântul Altar, ori de câte ori se celebrează Sfânta Liturghie. Fie că este o catedrală măreață, fie că este o biserică dărăpânată, fie că sunt mai mulți,
fie că sunt mai puțini, dacă participăm la Sfânta Liturghie cu credință, cu evlavie, atunci avem parte de această taină extraordinară a lui Iisus, jertfa de pe Calvar, care se reînnoiește pe altar, cu o singură deosebire. Atunci a fost în chip sângeros, acum este în chip tainic, în chip sacramental. Dar același Iisus este prezent. Și noi celebrăm această taină minunată ori de câte ori se celebrează Sfânta Liturghie, adică se reînnoiește Misterul Pascal, patima, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum aș vrea să închei cu un gând dintr-o carte, voi cita, din cartea Iisus a învățat în parabole și să medităm aceste gânduri care sunt, într-adevăr, de folos pentru orice creștin. Și spune în felul următor, citez, regii sunt înmormântați, cei puternici sunt înmormântați, dar Hristos a înviat. Oamenii politici sunt înmormântați, magnații economici sunt înmormântați, dar Hristos a înviat. Oamenii de știință sunt îngropați, scriitorii și artiștii sunt îngropați, dar Hristos a înviat. Campionii sportului sunt înmormântați, stelele, starurile de cinema sunt înmormântate, dar Hristos a înviat. Popoarele bogate sunt înmormântate, popoarele sărace sunt înmormântate, dar Hristos a înviat. Iubitorii de viață ușoară sunt înmormântați, cei violenți, disprețuitori și mândri sunt înmormântați, dar Hristos a înviat. Poate nu sunt un om puternic și nu valorez nimic în lume, dar împreună cu Hristos voi învia. Poate nu posed nici știință, nici artă și niciun fel de prestigiu, dar împreună cu Hristos voi învia. Poate sunt sărac și trăiesc în strâmtorare, dar împreună cu Hristos voi învia. Poate am atâtea necazuri în inimă, atâta suferință în trup, dar împreună cu Hristos voi învia. Am fost răscumpărat de Hristos, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă voi rămâne unit cu Hristos, voi învia spre slavă. Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumim, Doamne! Amin. Hristos a înviat!